Matei 13, de la 47 la 52. Cuvântul spune astfel. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul viacului îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Isus. Da, Doamne, i-au răspuns ei. Și el le-a zis. De aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi. Amin. Vă rog să vă așezați. Ne apropiem cu ajutorul lui Dumnezeu de finalul acestui capitol grandios, capitolul pildelor în suntem la ultima dintre cele șapte pilde ale împărăției rostite de Mântuitorul și înregistrate în ordine aceasta sub călăuzirea Duhului Sfânt de către Evanghelistul Matei. În capitolul 4, dacă vă aduceți aminte de acum un an de zile, am văzut cum Domnul nostru Iisus Hristos a ieșit să recruteze, să își cheme ucenicii. Și în chemarea Lui, adresată celor care aveau să devină cei 12 ucenici le-a spus printre altele veniți după mine și vă voi face pescari de oameni și această chemare a adresat-o chiar unor pescari mai exact la două familii la doi frați la două perechi de frați Petru și Andrei și apoi Iacov și Ioan avem înaintea noastră o altă imagine comună aceea a pescuitului Țineți minte la începutul acestui capitol ce ne spune Evanghelistul Matei, unde se afla Mântuitorul când rostește aceste șapte pilde. Pe malul mării s-a suit chiar într-o corăbioară. Mulțimile au venit la malul mării. De acolo Domnul Iisus Hristos a început să vorbească. Probabil chiar în timp ce vorbea existau tot felul de pescari răspândiți pe mal sau prin largul mării în orice caz, imaginea aceasta a pescuitului era una din nou universal cunoscută de către toți ascultătorii. Copilașii încă de mici știau ce înseamnă să pescuiești. Ne aflăm în Galileea, lângă Marea Tiberiadei, ne aflăm în Galileea, lângă Marea cea mare sau Marea Mediterană, erau familiarizați cu imaginea aceasta a pescuitului. Împărăția cerurilor, spune Mântuitorul, se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. Acum eu nu sunt un împătimit al pescuitului, dar știu, la fel ca și dumneavoastră, că pescuitul este de mai multe feluri și, în funcție de diverse criterii, se poate clasifica în multe tipuri de pescuit. Dacă încercăm o clasificare după instrumentul folosit, probabil ne-ar rezulta cel puțin trei categorii de pescuit. Și foarte interesant, fiecare dintre aceste categorii o regăsim în Evanghelie. În primul rând, dacă folosim celebrul instrument numit astăzi undiță, avem pescuirea cu undița, o pescuire care țintește înspre un singur pește și de multe ori înspre un singur tip de pește. În funcție de locul în care pescuiești și în funcție de momiala pe care o folosești, ai putea, ai avea șanse mai mici sau mai mari să prinzi un singur pește o singură dată. Țineți minte că Domnul îl trimite pe Petru să prindă un pește la un moment dat. Se aflau în Ierusalim, se aflau la Templu, trebuiau să plătească taxa pentru Templu. Domnul nostru oarecum protestează și îi spune lui Petru Petre: cine ar fi îndatorat să plătească plata. Fiii împărăției sau cei care nu sunt fii. Și Petru spune, cei care nu sunt fii, ei, totuși, pentru ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te repede, iați ți undița, aruncă o în mare, extrage de acolo primul pește pe care îl găsești, deschide-i gura și vei vedea plata pentru noi, pentru taxa templului. Deci, un anumit tip de pescuit este pescuitul acesta folosind undița. Apoi, mai întâlnim în Evanghelie pescuitul la mreajă. Mreaja era o plasă de dimensiuni relativ reduse care se arunca în ape mai liniștită de către un pescar sau uneori de către mai mulți, dar nu foarte mulți. Țineți minte că Domnul nostru Iisus Hristos după înviere merge în Galileea și îi găsește acolo pe câțiva din ucenici pescuind folosindu-se de mreajă. Și săracii de ei au aruncat mreaja când în stânga sau când în dreapta toată noaptea și n-au prins nimic. Iar dimineața Mântuitorului îi întreabă copilașilor, aveți ceva de mâncare? N-avem, Doamne, n-ați prins nimic, n-am prins nimic. Aruncați mreaja în partea dreapta corăbiei. N-au vrut să asculte la început, dar pe urmă au zis nu avem nimic de pierdut. Au aruncat mreaja, au prins exact bancul respectiv de pești, un număr extraordinar de mare de pești pentru o mreajă, pentru o singură aruncare și au dat seama că e Domnul Iisus Hristos, Petru se îmbracă și începe să se, să se apropie de Mântuitorul în, în not. Deci avem acest pescuit la mreajă, în ape mai liniștite, de către unul sau mai mulți pescari, dar nu foarte mulți. Apoi, avem pescuitul la năvod, așa cum îl întâlnim în pilda noastră. Năvodul acesta era tot o plasă, dar de dimensiuni foarte mari, o plasă uriașă, pe care o întindeau mai mulți pescari în largul mării sau în largul lacului unde pescuiau și apoi veneau și se apropiau din larg înspre mal, acaparând practic tot ceea ce prindea în zona respectivă pe cât se întindea Plasa. De multe ori se duceau cu bărcile în largul lacului, în largul mării, aruncau acolo și fixau nevodul, și apoi se apropiau încet, dar sigur, practic măturând tot locul respectiv, pentru că plasa respectivă avea plutitoare la suprafață și greutăți jos, în așa fel încât, trăgând de nevod înspre mal, să acapareze și să prindă tot ce era în drumul lor. Uneori, o parte a năvodului se fixa pe mal. Fie de o barcă sau de niște greutăți, și apoi cu cealaltă parte descriau o rază mare până când veneau și închideau cercul și prindeau o grămadă de pești. Era o pescuire care necesita mai mulți oameni, mai mult timp, dar aproape întotdeauna încununată de succes. Sigur, succes mai mare sau succes mai mic. Acum, la undiță prinzi un singur pește și în general atragi un anumit tip de pește, după cum am spus, în funcție de momiala și locul în care pescuiești. Dar la năvod, când pescuiai cu nevodul, în vremea respectivă, prindeai tot ce exista în zona de acțiune a plasei, a năvodului. Acolo acaparai tot. La năvod nu scăpa nimeni. Care era în raza de acțiune a năvodului și se încadra în ochiurile năvodului, cât era năvodul de des, nu avea nici o șansă. Era o pescuire destul de eficientă. Domnul nostru aseamănă împărăția cerurilor în această ultimă pildă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. Și apoi spune în versetul următor, după ce s au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău pe măsură ce năvodul se închidea, lațul se închidea și se apropia de mal, pescarii se apropiau și se pregăteau pentru următoarea etapă din pescuitul la năvod. Și anume, ai adus la mal totul, ei acum urmează sortarea, urmează separarea. Pentru că, după cum ne imaginăm și noi, și probabil știți ce care ați văzut astfel de pescuiri, când pescuiești la năvod, prinzi de toate, de la bolovani, la plante marine, la tot felul de viețuitoare acvatice, unele comestibile altele mai puțin comestibile. Mai ales astăzi, plasticuri și gunoaie, când pescuiești cu năvodul, aduci la mal o grămadă de lucruri care nu sunt folositoare. Și era urgentă și necesară această operațiune de sortare, de separare. Și pe pescarii erau foarte curioși să vadă, ia să vedem acum ce am mai prins, ce am mai găsit. Uneori poate găseau chiar tot felul de comori de pe fundul mării, prindea năvodul câte o brățară de aur și existau și astfel de posibilități. Dar în general trebuiau să separe gunoaiele, animalele care nu erau comestibile, acvatice, de cele care erau comestibile. Tot așa va fi, spune Mântuitorul, și la sfârșitul viacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Nu putem să nu remarcăm la punctul acesta, paralela evidentă cu o altă pildă, și anume cu pilda Neghinei. Pilda aceasta a năvodului seamănă extrem de bine în ideile ei esențiale cu pilda pe care Domnul nostru deja a spus-o și a și tălmăcit-o, pilda Neghinei. Ba mai mult, deja la interpretarea, la tălmăcirea acestei pilde, vedem cam aceleași cuvinte și cam aceleași idei folosite. Tot așa va fi la sfârșitul viacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Este o curățire a împărăției de elementele negative, de elementele corupte, de elementele care pervertesc împărăția, de elementele rele. Aceeași imagine a îngerilor. Îngerii vor fi foarte activi la vremea respectivă, la vremea judecății, la vremea separării. Îngerii sunt ființe inteligente, extrem de puternice, prin comparație cu noi, în starea noastră actuală. Sunt duhuri slujitoare, spune autorul epistolei către evrei, care sunt la dispoziția lui Dumnezeu, care sunt activi chiar și acum, în istoria omenirii și care vor avea funcția aceasta specială, la final, de a sorta, de a separa, de a-i despărți pe unii de alții, cum spune Mântuitorul. Acum, de multe ori. Tragerea aceasta a nevodului la mal dura ore bune, nu era o operațiune tocmai ușoară, începeau dimineața și terminau undeva după masa către seară. Și era o operațiune istovitoare, câteodată nevodul se mai împotmolia, trebuia, să zicem așa, eliberat, dar la final ajungea la mal. Însă dura ore bune, de dimineața până seara. Domnul nostru face această paralelă și e important să remarcăm faptul că și judecata vine încet, dar vine sigur. Vine încet, dar vine sigur. Lațul se strânge. Năvodul se apropie încet, dar sigur, de mal. Pare că nu vine, pare că e departe, pare că totul este în regulă, pare că o să fie la fel și astăzi cum a fost întotdeauna și mâine ca și astăzi, dar năvodul se apropie încet, încet de mal. Acum gândiți-vă că peștii stăteau liniștiți în apa lor, în locul lor. Câteodată, din când în când, se mai atingea de ei năvodul. Și atunci se panicau. Ce se întâmplă? E casa noastră. Se atinge de mine un obiect străin. Se pare că ceva ne perturbă liniștea. E ceva în neregulă, trebuie să scăpăm de aici și se îndepărtau repede de năvod și îi spuneau, hopa, am scăpat, mi-am dobândit iarăși libertatea, mi s-o părut mie, de fapt nu-i nimic, de fapt a fost doar impresia mea, m-am speriat degeaba. Ei, tot așa, năvodul din când în când se atinge de diversi oameni și astăzi. Dumnezeu, cum am auzit și la timpul de rugăciune, comunică, transmite tot felul de mesaje prin tot felul de întâmplări. Și ați văzut și dumneavoastră și probabil chiar am trecut unii dintre noi prin experiența aceasta, vine o încercare, vine o boală, vine un necaz și spui gata, Dumnezeu e pe mine, Dumnezeu acum mă cercetează, Dumnezeu acum mă cheamă la pocăință, dar necazul respectiv într-un fel sau altul mai devreme sau mai târziu trece. Scăpăm de el și omul este tentat întotdeauna aproape să uite de ce i s-a întâmplat. Și începe să spună a, a fost doar o întâmplare, a fost doar o întâmplare nefericită. De fapt, n-a fost Dumnezeu cel care m-a avertizat. S-a întâmplat să trec printr-o uh, durere pe care eu am exagerat-o. Nu-i nimic important, nu-i nimic de comunicat aici. Îmi reiau viața pe care am avut-o înainte. Am făcut eu promisiuni, am făcut eu juruințe. Dacă mă scap de aici, Doamne, dacă ies din durerea aceasta, din problema mea, mă întorc, mă pocuiesc, mă las de toate relele și după ce trece cazul, uiți și revii la viața ta dinainte. Uitând. De Dumnezeu. Și pește aceștia au trecut prin experiența aceasta. De unii s-a atins nevodul într-un fel sau altul. S-au îndepărtat repede și au spus nu se întâmplă nimic. Suntem bine, stați liniștiți, totul este în regulă, dar nevodul continua să vină, continua să se apropie, continua să-și facă lucrarea tot așa va fi și la finalul istoriei. Știți că Domnul Iisus Hristos a dat multe avertizmente și a vorbit chiar de anumite semne care vor marca finalul istoriei și le va spune mustrându-i pe cărturari și pe farisei fața cerului, știți, o citiți, dar semnele vremurilor vă sunt străine, sunteți orbi în fața lor. Noi, mai ales în perioada aceasta de călduri, imediat ne uităm pe cer, nu cumva vine, nu cumva se vede vreun ori pe undeva. Săptămâna aceasta a trebuit să-mi torn acolo un pod și dacă m-aș fi luat după prezicerile meteorologice, n-ar fi trebuit să mă apuc deloc. Toată ziua am fost 360 de grade ca o antenă. N-a venit, slavă Domnului, am putut să-l termin. Dar noi știm să ne uităm pe cer și să citim fața cerului. Până în ziua de astăzi, măcar că avem tehnologie, totuși sunt situații când ne ghidăm după văz, după ceea ce vedem pe ceruri. Ei spune Mântuitorul, vor fi niște semne pe care trebuie să le remarcați, nu intrăm acum în detaliu cu îngăduința Domnului, vom ajunge în capitolul 23, 24, 25 și vom vedea la vremea respectivă. Dar știți cum fac oamenii? Când apar aceste semne, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nici nu vor să-L cunoască, încep să găsească justificări. Motive, pretexte pentru care există. O fi într-adevăr mai multe cu tremure, dar E din cauza, știu eu, armelor pe care le-au dezvoltat rușii sau americanii și acum ei produc cu tremure. O fi într-adevăr mai multe boli și războaie, dar nu e că se împlinesc semnele lui Dumnezeu. Astea sunt vremurile, tehnologia, inteligența artificială. Oamenii își găsesc tot felul de justificări pentru lucrurile anormale care se întâmplă la scară istorică, la scară globală astăzi. O fi într-adevăr niște schimbări, da? Îți devină de fapt motoarele, îți devină de fapt vacile, îți devină și tot felul de argumente pentru ca să găsim justificări și să ne putem continua viața. Nu Numai, numai să nu se întoarcă oamenii la Dumnezeu. Nu Numai, numai să nu ia seama că într-adevăr, iată, năvodul și lațul se închide. Mă gândesc la pește aceștia, cum au crezut ei că totul este în siguranță, până când au văzut că nu mai e apă. Când au ajuns aproape de mal, și-au văzut că nu mai au unde să meargă în jos. Ba mai mult, au început să iasă parțial din apă. Ceva se întâmplă? Ce se întâmplă? N-am luat seama, am neglijat, e prea târziu acum. Sigur că e prea târziu, va veni și va exista un mult prea târziu. Când peștii ajung la mal, își dau seama că s-a încheiat, s-a sfârșit. Atât a fost de acum urmează separarea, de acum urmează fiecare acolo unde. Este destinat să meargă. La mal, când ajung, e prea târziu. De aceea, Mântuitorul continuă și îi vor arunca pe cei care nu sunt buni, pe cei care sunt răi, îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Este o repetare cuvânt cu cuvânt a versetului, a versetului 42 din Pilda Neghinei. Dacă vă veți uita în Scriptură, este exact același verset repetat și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dragii mei, Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit mult mai mult despre iad și judecată decât despre dragoste. Domnul Iisus Hristos, nu eu, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat coborât între noi, a vorbit mult mai mult despre iad și despre judecată decât despre dragoste. Și ne întrebăm de ce? De ce? Pentru că el a venit să ne mântuiască tocmai din pericolul iadului. De acolo a venit să ne scoată. A venit să poarte el suferința iadului pe cruce în locul nostru, ca noi să nu mai ajungem în locul acesta care nici măcar nu-i creat pentru noi. Nu-i destinat pentru noi. A fost creat pentru diavolul și demonii lui, și cu toate acestea milioane și milioane de oameni vor ajunge acolo. Hristos a avertizat în repetate rânduri fiți cu mare băgare de seamă, și asemenea lui Hristos, după cum am văzut la timpul de rugăciune, au făcut apostolii. Când venea Pavel înaintea lui Felix, și Felix aștepta să primească ceva bani, Pavel începea să vorbească despre judecată, despre înfrânare, despre pedeapsă, despre pocăință. Asta se îngrozea. Cât era el de mare în rang, spunea, nu, mulțumesc, îmi ajunge, prefer să revin la băutura mea, la chefurile mele, du-te și dă pace. Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos a avertizat extrem de mult cu privire la realitatea iadului. Lumea bat jocorește astăzi intens realitatea aceasta iadului. Ce cuptor a prins, ce foc veșnic, fi serios, dacă va fi un iad acolo, va fi numai chef, nu mai petrecere, nu mai concerte, probabil rocării se gândesc la concertele lor, în iad va fi numai bine, toți vom fi împreună, vom cânta instrumente, vom țopăi, vom sări, va fi distracție fără sfârșit. Ce nebuni! Și pentru că gândesc în felul acesta, unii vor scrâșni din dinți acolo o parte din scrâșnirea dinților, adică regretul acesta teribil, se va datora și faptului că, deși au fost avertizați pe pământul acesta, ei au bat jocorii diadul și au spus, nu e pericol, ba, dacă va fi să fie, va fi distracție. Cum să nu regreți când ți se spune, urmează prăpastie, urmează Pericol, drumul pe care te afli duce înspre moarte veșnică. Prăpastia este la capătul drumului și tu spui nu-i posibil. Eu știu drumul ăsta. Fii serios drumul pe care mă aflu o să ajungă la distracție, o să ajungă la bucurie și când vor cădea în prăpastie, regretul va fi teribil pentru că au fost avertizați. De aici vine regretul teribil, scrâșnirea dinților, din faptul că, deși au fost avertizați în repetate rânduri, au ales în mod deliberat să treacă cu vederea avertizmentul, ba chiar să îl bat jocorească și să spună că nu e adevărat. Nu poate fi, nu există așa ceva. Își vor aduce aminte că au bat jocorit lucrul de care nu vor scăpa toată eternitatea și anume chinurile și durerea iadului asta va fi teribil. Nu ne place să vorbim despre ad. Nimănui nu-i place. E o învățătură urâtă. Urâtă prin conținut și urâtă din cauza conținutului. Unii chiar încearcă să o răstălmăcească și să o anuleze. Nu-i posibil ca un Dumnezeu al dragostei să trimită oamenii în ad. Dar acest Dumnezeu al dragostei a făcut totul pentru ca noi să nu ajungem în ad. Acest Dumnezeu al dragostei, pe lângă dragoste, este și dreptate. Și dreptatea lui Dumnezeu îl constrânge și îl obligă să pedepsească. Și pedeapsa e pe măsura gravității infracțiunii și infracțiunea înaintea lui Dumnezeu e de o gravitate teribilă, veșnică, infinită, de aceea și pedeapsă e pe măsură. Noi neglijăm, noi bagatelizăm păcatul. Ăla e un păcat micuț, spunem noi, nu e așa de grav. Într-adevăr, e păcat micuț în dreptul nostru, dar înaintea unui Dumnezeu sfânt, 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 de trei ori sfânt, de un infinit de ori sfânt, un asemenea păcat e teribil de grav. De aceea, iadul este o necesitate. Nu putem să evităm învățătura aceasta, orb să fii dacă deschizi Biblia și o citești cu atenție, dai peste învățătura despre iad. Nu ne place, nu ne convine. Nu contează. E aici, trebuie să o predicăm și să vorbim despre ea. Domnul a vorbit, Petru a vorbit, Pavel a vorbit, noi trebuie să vorbim despre ea. De oricât de deranjant, oricât de neplăcut, oricât de uh, neconfortabil ar apărea pentru unii, iadul este o realitate teribilă care trebuie și poate fi, din fericire, evitată prin Hristos. După ce le tălmăcește și pilda aceasta, foarte pe scurt, și practic rea ceea ce a spus în pilda neghinei, urmează versetul 51 și Domnul nostru Iisus Hristos, ca un învățător foarte bun, știe să mai intervină din când în când și să-i întrebe o întrebare pe care fiecare profesor o pune câteodată. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? Și profesorii toți știu că din când în când e bine să mai întrerup cursul înainte de final sau poate chiar în finalul lui și să spui, Măi ați înțeles cu ce ați rămas? Dumneavoastră ați înțeles ceva din capitolul 13. Ați înțeles? No scoateți o foaie de hârtie și urmează extemporal acum. Vă rog frumos să spuneți din memorie toate cele șapte pilde în ordine așa cum le prezintă Matei în acest capitol. Aș fi foarte curios să vă corectez lucrările măcar la punctul acesta, să văd cu ce am rămas fiecare dintre noi. Haideți să facem o recapitulare. Pilda semănătorului, pilda neghinei, pilda grăuntelui de muștar, pilda aluatului, ce urmează după pilda aluatului? Nu vă uitați în Biblie. Pilda comorii ascunse. După pilda comorii ascunse, pilda mărgăritarului și ultima dintre cele șapte, cea care ne stă în față, pilda Năvodului, măcar cu lucrurile acestea, să rămânem, să le ținem minte, pentru că sunt foarte importante. Domnului, întreabă, ați înțeles voi toate aceste lucruri? Sigur că ei au răspuns, da, Doamne, au răspuns, acum Domnul știa oricum cât au înțeles. Dar totuși, îi aprobă că au rămas cu ceva. N-au priceput totul, vor pricepe mai târziu, va relua Mântuitorul. Să știți că multe din pildele acestea, Domnul nostru le-a spus și cu alte ocazii, și la alte audiențe. Că pe vremea aia nu exista cameră, video, YouTube ca să-i trimiți la altul. Nu mai repet, acum te uiți tu și ascult dacă ai pierdut. Nu, Domnul nostru mergea din cetate în cetate, din zonă în zonă și relua aceleași pilde, probabil cu mici modificări, avea el înțelepciunea infinită să știe când, unde și ce anume să le spună. Mântuitorul se apropie apoi de încheiere, versetul 52. Și el le-a zis, de aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi. Acum, știți că noi ne-am întâlnit de multe ori și ne vom mai întâlni cu categoria cărturarilor din uh, Israel, din Galileea și mai ales din Iudeea. Și de multe ori ei sunt asemănați și alăturați fariseilor. Domnul nostru va avea multe de spus despre cărturari. Ii va mustra, vai de voi, cărturari și farisei. Cărturarii sau scribi cum îi mai întâlniți în alte traduceri erau oameni care cunoșteau bine legea lui Moise, care știau pe de rost versetele din Vechiul Testament, care știau să le spună și altora, chiar aveau misiunea, rolul acesta să le spună și altora și să le tălmăcească, să le interpreteze. Sigur că în ultimii 500 de ani până a venit Hristos, ei au reușit nu să tălmăcească ci să răstălmăcească. De aceea Mântuitorul în Predica de pe munte a fost nevoit să corecteze răstălmăcirile. Ați auzit că s-a spus? Cine v-au spus? Cărturarii voștri. Dar v-au spus adevăr pe jumătate sau răstălmăcit. Dar eu vin să vă corectez, să vă spun care a fost intenția inițială a lui Dumnezeu când a dat acele porunci. Ei, împărăția cerurilor, lucrul nou pe care Hristos a venit să-l inaugureze, nu va fi lipsit de cărturare. Aici e vorba tot despre cărturari, dar despre cărturarii împărăției cerurilor. Împărăția inaugurată de Isus are în continuare nevoie de oameni care să înțeleagă, să explice, să învețe, să tălmăcească sau să interpreteze cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul nostru aseamănă pe cărturarii aceștia ai împărăției lui Dumnezeu cu un proprietar cu un om care are o vistierie, un gospodar. Și unii au fost tentați să clasifice această jumătate de pildă, o pildă într-un jumătate de verset, au fost tentați să o clasifice ca cea de-a opta pildă. Știți că noi am vorbit despre șapte pilde, ei acum în acest verset, în a doua jumătate a lui, pare că mai apare o pildă. Însă e discutabil dacă ea este pildă sau comparație, pentru că toate celelalte șapte pilde, știți că au început cu celebra expresie împărăția cerurilor se aseamănă cu. Ei, acum nu mai începe, probabil este mai înțelept să o punem în categoria comparațiilor. În concluzie, Mântuitorul aseamănă pe învățători, pe cărturarii împărăției cerurilor cu un om cu un, cărt, cu un um, gospodar care are un depozit, are o vistierie. Domnul nostru a mai folosit imaginea aceasta a vistieriei. Țineți minte când a spus că omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Ei acum reia imaginea aceasta și comparația aceasta aplicând-o la învățătorii împărăției lui Dumnezeu sau cum spune Matei, a împărăției cerurilor. Și spune în felul următor, un cărturar al împărăției cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Omul acesta avea un depozit, acolo își ținea bogățiile, acolo își ținea averile care erau sub diferite forme, haine, probabil merinde de toate felurile, aur, argint și alte lucruri prețioase. Și din când în când de acolo el merge și scoate, aduce în afară, descoperă, înaintea celor care îl ascultau și erau în jurul său. Lucruri noi și lucruri vechi. Și acum, marea întrebare, marea dilemă este ce înseamnă lucrurile acestea: lucruri noi și lucruri vechi. Dacă ținem seama de context, și trebuie să ținem seama de context, contextul imediat, capitolul 13, care prezintă înaintea noastră împărăția nouă pe care Hristos a venit să o inaugureze, nu putem să trecem cu vederea faptul că aceste lucruri noi sunt tainele împărăției. De ce a vorbit Hristos în pilde? Ca să acopere și ca să descopere. Ce anume, tainele împărăției lui Dumnezeu, misterele împărăției lui Dumnezeu, să le descopere pentru cei interesați și să le lase acoperiți pentru cei dezinteresați. Hristos a venit să ne învețe și să ne spună cum stă treaba cu împărăția lui Dumnezeu, cu împărăția cerurilor, care sunt componentele, cum se intre, care e valoarea, care e răspunsul, care e comportamentul și o grămadă de lucruri noi cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Sunt tainele împărăției pe care Isus a venit acum să le descopere și pe care apostolii mai târziu le vor continua și le vor descoperi bisericilor. Țineți minte că apostolul Pavel va vorbi mult despre taina lui Dumnezeu, ce a ținut ascunsă de viață viacuri și anume Hristos și neamurile și evrei împreună într-un singur trup, Biserica lui Hristos a dărâmat Domnul Iisus Hristos zidul de la mijloc care îi despărțea. Asta e o taină pe care Dumnezeu a ținut-o ascunsă vreme de viacuri, dar care acum a fost făcută descoperită. Un lucru nou, dar de asemenea foarte important. Pavel va mai vorbi despre lungime, lățime, înălțime, adâncime, lucruri care nu au fost cunoscute pe deplin în trecut. Petru va spune despre prorocii din vechime care se chinuiau, se străduiau să înțeleagă tot ceea ce Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin ei și totuși n-au priceput, dar spune Petru, voi aveți privilegii, voi pricepeți mai mult decât prorocii din vechime. De ce? Pentru că prin Hristos și prin Sfinții Săi Apostoli ați primit lumină și prin Duhul Sfânt ați primit descoperire. Acestea sunt lucrurile noi. Există, dragii mei, un progres al revelației. Cuvântul lui Dumnezeu este același și este din Geneza până în acum. Apocalipsa, revelația completă a lui Dumnezeu este Vechiul și Noul Testament. Dar în această revelație vedem un progres al ei. Dumnezeu, de-a lungul viacurilor, a adăugat informație. De aceea, dacă ne uităm în Vechiul Testament, vom găsi puține învățături, spre exemplu, cu privire la învierea viitoare, la învierea morților. Pentru că Dumnezeu, deși a lăsat anumite indicii în Vechiul Testament, totuși a trebuit să vină Hristos și apostolii care să ne facă de cunoscut și să ne aducă lumină mai multă cu privire la învierea morților. Dar lucrurile noi se referă și am putea să asemănăm lucrurile noi cu Noul Testament. Dar atenție, nu doar Noul Testament este cuvântul lui Dumnezeu, ci și Vechiul. Pavel, când îi scrie lui Timotei despre toată scriptura care este insuflată de Dumnezeu, vreau să vă spun că se referea la Vechiul Testament. Pentru că, la vremea la care Pavel scrie despre toată scriptura, Noul Testament încă nu era complet. Canonul Noului Testament încă nu era terminat. De aceea, un predicator, un învățător, un cărturar al împărăției lui Dumnezeu trebuie să pună lumina noului asupra vechiului. Ele sunt puse în ordine aceasta dintr-un scop concret. Scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Și vreau să vă spun ceea ce am repetat și am spus și cu alte ocazii. Vechiul Testament nu poate fi înțeles pe deplin și complet dacă nu te uiți în Noul Testament. Ce să înțelegi din jerfe dacă nu te uiți în Noul și nu vezi jerfa supremă de pe cruce? Ce să înțelegi din alte sărbători, din alte porunci, din alte ceremonii, dacă nu le vezi împlinirea în Hristos? Vei înțelege parțial, incomplet, insuficient, dar vechiul capătă o valoare mai mare când îl privești prin prisma împlinirii, prin noul. Hristos deja le-a spus, eu n-am venit să strig legea, ci am venit să o împlinesc. Și acolo nu e vorba doar de o împlinire morală, că n-am venit să calc. Porunciile morale, ci vorba de împlinirea prefigurărilor, a profețiilor, incluse în legile ceremoniale și în multe alte pasaje din Vechiul Testament. De Acum, Domnul nostru Iisus Hristos se apropie de încheiere, vom mai vedea un singur pasaj din acest capitol, dacă Dumnezeu va îngădui duminica viitoare, dar Mântuitorul își încheie, practic, vorbirea aceasta și noi trebuie să rămânem cu câteva lucruri din pasajul nostru. În primul rând, trebuie să subliniez încă o dată și să accentuez faptul că judecata vine. Judecata este pe drum. Fiul lui Dumnezeu a vorbit mult despre judecata viitoare și noi trebuie să băgăm uh, seama, să luăm aminte și să uh, punem în considerare acest aspect. Pilda năvodului este aproape similară cu pilda neghinei. Nu v-ați întrebat de ce, totuși, mântuitorul repetă, practic. Că până acum toate au fost diferite. Reacția la cuvânt, sămânță, pilda Neghinei, deosebirea dintre Neghină și Grâu, apoi valoarea împărăției, creșterea împărăției, influența împărăției, toate lucrurile au fost aspecte diferite. Acum, real, pare că Domnul nostru nu vrea să termine vorbirea despre împărăție fără să mai avertizeze încă o dată cu privire la judecată. Acest lucru și acest subiect este unul foarte important, chiar dacă este mult neglijat astăzi. Iadul este realitatea finală și teribilă pentru cei care nu vor să se pocăiască, să se apropie de Hristos și să creadă. Pentru cei care probabil sunt religioși, asemenea fariseului din pilda pe care am văzut-o de dimineață și nu sunt smeriți asemenea vameșului care spun ai milă de mine păcătosul. Ceea ce va fi cel mai teribil în iad va fi lipsa speranței. Lipsa nădejdii. De acolo nu se iese, de acolo nu se scapă. Știți când trecem printr-o suferință, printr-o durere, oricât ar fi de mare sau de cruntă sau de lungă, tot timpul te gândești, lasă că o să treacă. O să fie bine, mă tratez, n-a ține pentru totdeauna. Cumva, cumva, întrevăd luminița de la capătul tunelului. Acolo nu mai există nicio luminiță, că tunelul e veșnic și nu se mai termină. Asta e crunt cu privire la ea, faptul că e veșnic și nu se mai termină. Dragii mei, de ce le merge acum celor răi bine și celor buni? De multe ori le merge rău. Nu e așa că de multe ori ni se clatină piciorul la asemenea lui Asaf. Asaf începe Psalmul 73 și spune, da, bun este Dumnezeu, nu, nu ne că e bun. E bun Dumnezeu cu Israel, dar totuși era salunec. Era să mi se clatine piciorul. De ce? M-am uitat la ăștia răi, la corupții vremii, la curvarii vremii, la hoții, la batjocoritorii vremurilor și am văzut că au de toate. Au mașini, au case, au conturi mari, o piscină, merg în toată lumea, călătoresc, le merge bine și sunt niște nenorociți, necredincioși. Eu care îmi dau silințele, care sunt evlavios, de multe ori trec prin încercări. Și există întotdeauna pericolul acesta de a-l invidia pe cel rău. De aceea, în repetate rânduri, în psalm apare avertizmentul nu cumva să cădeți în capcana ca de a-i invidia pe cei răi pentru că le merge acum bine. Știți de ce să nu cădeți în capcana ca aceasta? Spune Asaf la finalul psalmului. Eram prost și fără când am intrat în Templu, mi-am dat seama ce contează e sfârșitul și destinul etern, și de acolo, din context, ne dăm seama că se referă la mai mult decât sfârșitul omenesc. Pentru că tu îi pui în locuri alunecoase, sunt pierduți pentru eternitate, dar bucuria mea este să mă apropiu de tine. Dacă celor răi le merge bine, acum le merge pentru puțină vreme, pentru că lucrurile se vor schimba. Și lucrurile care contează sunt, de fapt, cele care urmează, lucrurile viitoare. Noi acum numim viața viitoare, viața veșnică, viața care va să vină. Dar vreau să vă spun că viața aceea e cea mai importantă. Asta trece foarte rapid și când vom ajunge acolo parcă nici nu, nici nu ne vom mai aduce aminte de viața asta care a fost atât de scurtă. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, nu vă lăsați atrași și nu fiți invidioși pe cei care fac rău și cărora le merge bine acum. Voi fiți credincioși că lucrurile se vor inversa. Și Mântuitorul a spus în repetate rânduri, cei din tâi vor fi cei din urmă. Și cei din urmă acum în sistemul omenesc, considerați vai de capul lor ultimii oameni, vor fi cei din tâi. Și asta se întâmplă prin credință. Biserica, dragii mei, un ultim punct și mă apropiu de încheiere, biserica are nevoie de învățători. De aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor. Fiecare biserică locală are nevoie de învățători. De aceea să nu uităm să mijlocim și să ne rugăm, Doamne, ridică slujitori Doamne, ridică alți învățători. Doamne, fă ca biserica aceasta, din locul în care Dumnezeu ne-a așezat, să crească. Eu sunt recunoscător și mulțumitor pentru biserica în care Dumnezeu m-a așezat și că aici Domnul l a ridicat slujitori și învățători, dar să-l rugăm pe Domnul Secerișului ca în continuare să scoată slujitori, să scoată lucrători. E nevoie de așa ceva. Gândirea noastră, dragii mei, trebuie să fie o gândire pe termen lung. N-ar trebui niciodată să ne limităm pe termen scurt. Acum e bine. Poate că ne gândim pe un an, doi, trei, nu. Gândirea noastră trebuie să fie pe 50, pe 100 de ani, pe 200 de ani. Ce va fi după ce eu o să fiu oaleșul cele vorba românului? Ce va fi? Păi trebuie să mă gândesc și să mă rog pe termen lung. Mari oameni ale Dumnezeu din Scriptură s-au gândit întotdeauna pe termen lung. Avram n-a avut nimic, N-a vrut nimic, măcar că au primit niște promisiuni extraordinare, dar Avram a crezut pe Dumnezeu și a văzut cu bătaie lungă că va fi și într-adevăr a fost că Dumnezeu s-a ținut de promisiune. Dar apoi, deși biserica are nevoie de învățători buni, dați-mi voie să vă spun că fiecare dintre noi trebuie să fie un învățător în casa lui. Fiecare dintre noi trebuie să fie un învățător în casa lui. Știți ce a spus autorul epistolei către evrei? S-a adresat unei biserici locale și le spune voi care de mult trebuia să fiți Învățători unde? În casele voastre, în jurul vostru. Aveți acum are nevoie de lapte, mai ales noi cei care suntem părinți, dragii mei, avem datoria sacră de a fi învățători pentru copiii noștri. Nu ora de religie, deși poate să fie bună, nu profesorul de la școală, nici măcar păstorul de la Biserică, ci în primul rând părintele acasă. Nu avem voie să neglijăm acest rol esențial de învățător pentru copiii noștri. Întrebați-vă copiii, cei care aveți copii de 10 ani, dragul meu, ce înseamnă Evanghelia? Tu știi ce înseamnă Evanghelia? Dăm un răspuns cu privire la această întrebare, o definiție a Evangheliei. Evanghelia, ce e Evanghelia? Dacă un copil crescut în biserică de mic, a dus la binecuvântare și apoi la biserică duminică de duminică, a ajuns la 10 ani, nu știe să răspundă la această întrebare, înseamnă că noi, ca și părinți, am eșuat. Este inadmisibil. Un copil trebuie să cunoască Evanghelia. E vestea bună. Care e vestea bună? Vestea bună este că, deși ne-am născut morți spiritual, deși ne îndreptăm înspre moarte fizică și dacă moartea fizică ne găsește morți spiritual, urmează moartea veșnică, totuși Hristos s-a interpus între pedeapsa divină meritată de către noi și ființa umană și interpunându-se între noi a luat asupra sa plata pentru păcatele noastre în așa fel încât noi din mort spiritual să venim la viață și să putem moșteni împărăția. Evanghelia este vestea bună că deși meritam iadul, am primit prin har și prin credință Raiul, un copil trebuie să spună așa ceva și să cunoască. De aceea Dumnezeu să ne dea înțelepciune tuturor celor care suntem părinți. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Cui este adresat cuvântul acesta? Fiecărui om care este părinte. Sau, în cazul unor chiar bunici, avem responsabilitatea de a transmite învățătura mai departe. Și Domnul să ne dea înțelepciune, putere și pricepere în toate. Amin.